Mă numesc Popaie Alexandru, am 30 de ani. Acum 8 ani am absolvit Facultatea de Horticultură la Universitatea Agronomică Iași. Am accesat măsura 6.1, instalarea tinerilor fermieri, pentru a-mi moderniza afacerea. Practic această meserie de 15 ani, practic am crescut cu ea și m-am gândit că fără fonduri europene nu aș putea să modernizez afacerea, să fac față concurenței. Absolvind Facultatea de Horticultură, m-a ajutat să obțin un punctaj mai ridicat pentru accesarea fondului european, drept pentru care acesta mi este foarte benefic pentru modernizare, pentru a obține calitate mai ridicată a produselor. Cultivam legume pe jumătate de hectar, foarte restrâns. În timp m-am extins. Acum cultiv 3 hectare în câmp deschis și 1000 de metri pătrați spațiu protejat.